Mexico, o echipă de astrofizicieni cu aspect de supermodel și Stellan Skarsgård se trezesc brusc alături de un eveniment științific neobișnuit, înainte de a lovi pe cineva cu duba lor. Dar haideți să ne întoarcem mult, mult, mult în urmă. Vikingii erau de acord cu ideea că nu suntem singuri acolo și că am fost salvați cu toții de la o invazie a giganților de gheață de către asgardieni, puternicile rase extraterestre pierdute în mitologia nordică. Anthony Odin i-a alungat înapoi în propria lor lume natală înainte de a prinde sursa puterilor și de a se întoarce acasă victorios pe tărâmul etern al Asgardului. El are doi fii, Thor și Loki, ambii născuți pentru a fi regi. Chiar dacă doar unul dintre ei va prelua de fapt tronul, este vorba de băiatul de aur, care în zilele noastre este pe cale să fie proclamat noul conducător. Chiar dacă este un lăudăros prea încrezut, căruia i s-a încredințat puternicul Ciocan Mjolnir, dar jos se pregătesc necazuri glaciale deoarece câțiva giganți s-au strecurat înăuntru pentru și recuperare licva. Cu toate acestea, sistemul de securitate al distrugătorului este destul de legal. După ce și-a distrus în coronarea, Thor ar vrea să plece într-o vacanță de răzbunare pe tărâmul de gheață. Deși Odin interzice o incursiune militară pe pământul străin, Loki îl lovește cu un pic de psihologie inversă pentru a declanșa o misiune inedită cu echipajul său. Așadar, ei merg pe podul curcubeu până la Heimdall, un asgardian destul de serios, care de obicei vede totul ce merită să fie ținut minte dar îi teleportează deschizând bifrostul în rafale scurte, astfel încât raza de teleportare să nu ajungă să distrugă lucruri. Călătorind prin tundră, cad sub privirea regelui Lafi, care le spune la propriu că au un trădător și le atrage atenția că sunt pe cale să încalce armistițiul de o de ani al lui Odin, în timp ce sunt depășiți numeric. Dar temperamentul este temperament și luptor are puterea să adumnezească și ciocanul său magic, în timp ce Loki se folosește de șeretlicuri pentru a face fața adversarilor săi. Dar îngerea unui uriaș este arzător de rece și, în mod ciudat, Loki reacționează devenind el însuși un pic albastru. Echipa decide să se retragă, în ciuda cantității de distracție pe care Toro o are, ucigând populația autohtonă în conflictul pe care l-a provocat, înainte de a elimina un rancor. Odin se teleportează în plină glorie pentru a-și cere scuze pentru acțiunile băiatului, dar pacea este acum ruptă. Îi târăște pe toți acasă, unde izbucnește o mare ceartă și după câteva cuvinte dure, Odin îl declară nedem și iau o parte din putere înainte de a-l alunga. El aruncă Mjolnirul, care poate fi folosit doar de cineva care merită. Thor este găsit inconștient de Jane Foster pe pământ. El primește bonusul de bun venit de a fi electrocutat și tranquilizat într-un spital și apoi lovit din nou de Jane odată ce scapă. Între timp, după ce ciocanul a aterizat separat, el devine o atracție locală, iar Stanley confirmă că pur și simplu nu se mișcă, punându-l în vizorul agentului Carlson. Thor defilează cu corpul dezgolit, iar Jane îi spune că ea este singură. Însă pe Asgard, restul echipajului își dă seama că Loki este genul gelos și începe să se întrebe dacă a avut abilitățile necesare pentru a-i strecura pe cei uriași de gheață, pentru a încurca în coronarea. Loki între timp îl confruntă pe Odin pentru a afla de ce a devenit albastru și descoperă că el l-a răpit pe fiul abandonat al regelui Lafi la sfârșitul unui război, pentru un vis de a uni cele două rase. Dar Loki nu apreciază o viață întreagă de înșelăciune în legătură cu faptul că este chiar monstrul pe care a ajuns să-l Însă Odin cade în mijlocul discuției într-un mare somn pentru a evita să se ocupe de copii în acest moment. Așa că Loki și asumă tronul și arată clar că ar putea fi un conducător nesimțit, care nu are niciun interes în a permite întoarcerea lui Thor, arătând destul de clar care este poziția tuturor. Shield s-a apucat de vechea specialitate guvernamentală de a confisca lucrurile tuturor în urma alarmei de luptă independentă, privind posibilitatea științifică a extraterestrilor. Enervată și dorind să-și recupereze cercetările de o viață, Jane îl duce pe tor la baza Shield, care a apărut în jurul ciocanului. Agentul Sitwell se ocupă de tura de noapte, dar tor se strecoară înăuntru bătând oamenii și declanșând alarmele. Agentul special Huca îl țintește de la un punct de observație înalt și raportează direct lui Carlson, care lasă lucrurile să se desfășoare în caz că se întâmplă ceva interesant. Cu toate acestea, tor nu este demn și simțindu-se cu adevărat abandonat, este luat în custodie, în timp ce Heimdall privește. Carlson execută mic interrogatoriu, dar apoi Loki apare pe pământ pentru a-i spune lui Thor că tatăl lor este mort și că a fost alungat pentru totdeauna pentru a menține pacea cu Jotunheim, zdrobindu-l pe ultimul dintre frații săi care se căiește de acțiunile sale arogante. El la fel încearcă să tragă ciocanul, dar fără rezultat. Jane Foster și compania cred că ar putea exista ceva adevăr în poveștile lui Thor, așa că Salvic apare pentru a-l revendica, spunând că este un om de știință care folosește steroizi și care are o mică cădere psihică. Agentul Carlson din nou lasă lucrurile să se desfășoare, așa că dacă nu au altceva de făcut, băieții se îmbată foarte tare, iar Thor trebuie să-l aducă pe Salvic acasă în rulotă. El și Jane împărtășesc un moment și se îndreaptă spre un acoperiș pentru a privi un foc, unde el descrie legătura dintre puterile aproape magice ale poporului său și știința și istoria cunoscută a pământului. Loki însă și-a ieșit total din minți și vizitează singur Jotunheim, pentru a-i oferi regiului Laufey șansa de a intra în Nazgard sub mască lui pentru a-l de pe Odin în somn, asigurându-i astfel statutul de rege permanent. Heimdall nu apreciază asta, dar iată că cineva poate călătoria ascuns de privirea lui veșnică, dar deocamdată este legat de jurământul său de a servi. Echipa de rezervă decide că trebuie să-și recupereze prințul svidând decretul regal. Heimdall le vede, dar îi lasă să plece și să obțină niște răspunsuri, făcând ceea ce nu poate face prin jurământ. Așa că ei pleacă pe pământ fără permisiune, atrăgând și atenția Shield. Poate că arată ca o gașcă de cosplayer, dar toată lumea este fericită să se reunească, dezvăluind minciuna lui Loki despre Odin și demascând trădarea acestuia. Așa că într-un joc disperat, Loki trimite distrugătorul să coboare și să-i eradicheze pe toți. Iar acest lucru îl determină chiar și pe Heimdall să facă un pas în fața zeului nenorocirii. Dar șmecherul are acea linie de sânge sub 0 grade și îl în blocaj. Deocamdată, distrugătorul reușește să ajungă în New Mexico, arătând ca un costum Iron Man de altă marcă, până când începe să arunce în aer lucruri cu o rază de foc. Se îndreaptă spre oraș, așa că echipa noastră îi face pe toți să evacueze, în timp ce Sith și cosplayerii îi distrag atenția cu un pic de tenis de luptă. Acești războinici se pricep, dar Tehnologia zgardiană este aproape magică, iar inamicul își continuă drumul, distrugând orașul sub comanda de la distanța lui Loki. Thor își dă seama că nu mai are nicio speranță în acest fel și își trimite prietenii înapoi, spunându-le că are un plan. Dar adevărul este că, în starea sa de om muritor, Thor este gata să moară și cere doar ca după ce Loki se va răzbuna și îl va ucide, să-i lese pe toți ceilalți din oraș să trăiască. Și astfel, el primește o lovitură mortală pentru siguranța lui Jane și a celorlalți, sacrificându-și de bunăvoie viața pentru oameni și în acel moment balanța se înclină când tatăl autot simte din somnul lui Odin că este demn. Mjolnir îl judecă acum ca fiind demn și se lansează în câteva clipe peste 80 de kilometri din New Mexico pentru a-l readuce pe Asgardian la titlul și puterea sa. Astfel, zeul tunetului strânește o furtună, alungă razele devastatoare și la aruncă în aer pe distrugător, salvând orașul. Jane este șocată, iar Thor îi spune agentului Carlson să le dea toate lucrurile înapoi. Cu toate acestea, Loki este pe cale să-i lase pe urea și de gheață să intre pentru a ucide tatăl, iar Heimdall, auzind chemarea lui Thor, străpunge gheața pentru a ucide inamicul și a deschide bifrostul cu ultimele sale forțe. Thor promite că se va întoarce la Jane, dar deocamdată trebuie să se ocupe de familie. Urea și de gheață intră în camera lui Odin pentru a se bucura de forma lui neajutorată și adormită, dar în momentul de glorie, Lafi este ucis de Loki, care de fapt a pus totul la cale pentru a apărea băiatul cel bun. Dar Thor sosește pentru a anunța pe mama lor despre ce se întâmplă exact. Loki are o picătură de putere și deschide bifrostul de pe Jotunheim, blochează acumularea de energie și începe să distrugă planeta, negându-și propria moștenire genetică și comițând un genocid. Thor nu vrea să lupte cu fratele său, dar nebunia lui Loki nu-i lasă de ales. O mică instigare despre Jane Foster și lupta începe, care îi aruncă pe podul curcubeului, unde și retenie și viclinie luptă cu zeul tunetului. Dar puterea lui este returnată, așa că Thor îl lasă pe fratele său pentru mai târziu, în timp ce încearcă să închidă bifrostul. Dar a fost deschis de prea mult timp și nu poate fi închis. În schimb, el distruge podul curcubeu, izolând Asgard și încălcând promisiunea făcută lui Jane pentru a salva o națiune inamică. Este un sacrificiu care îl trezește din somn pe Odin care susește pentru a-i salva pe amândoi de la prăbușirea în abis. Dar Loki, văzând respingerea din ochii lui Odin, se lasă să cadă, un prinț orfan fără o familie adevărată. Ca și cum s-ar fi trezit dintr-un vis, Jane Jane este lăsată înapoi pe pământ. Așadar, în regatul Asgard, prietenii sărbătoresc întoarcerea lui Odin din somn și a lui Thor ca zeu al tunetului, dar acum un zeu mai blând care îl plânge pe Loki. Acesta știe că nu este încă potrivit să conducă în locul lui Odin, având multe de învățat. Dar pământul nu este pierdut pentru totdeauna pentru ei, căci Heimdall poate vedea că Jane nu a renunțat la căutarea lui Thor. Vă mulțumesc că ați vizionat acest videoclip și nu uitați să apăsați pe butonul like și să vă abonați la canalul nostru pentru a ne ajuta să creștem, iar eu merg spre următorul film pe curând.